ați venit la o nouă prezentare, o experiență valoroasă. Căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Când te-ai rugat în necazul tău cerând pace de la Hristos, un nor de întuneric a părut că se așterne peste mintea ta. Pacea și liniștea nu au venit așa cum te-ai așteptat. Uneori credința ta a părut că este încercată până la extrem. Când ai privit înapoi la viața ta din trecut, ai văzut tristețe și dezamăgire, iar când ai privit în viitor, totul a fost nesigur. Mâna divină te-a condus într-o modalitate minunată ca să te aducă la cruce și să te învețe că Dumnezeu este cu adevărat un Dumnezeu care îi răsplătește pe aceia care îl caută cu perseverență. Aceia care cer după voia lui Dumnezeu vor primi. Aceia care caută cu credință vor găsi. Experiența câștigată în cuptorul încercării și al necazului valorează mai mult decât toată durerea și disconfortul care i-au însoțit.